Dumneavoastră nu v-ați născut aici, Țărănești, la Mărginești. Aici v-ați mutat. Aici m-am născut din nou, pentru că în satul unde au stat părinții mei, acolo stă o cumnată de-a mea. Și n-am vrut să mă duc acolo, că era și drumul mai rău și mai departe. Și am venit pentru stupi aici. Vin un coace, să vezi. Ia uite. Inima de bun. Da, o vezi? Și se face dublă decât aia. Dublă. Deci așa, doi pumni. Când mâncați roșia asta? Aia cam în două săptămâni. De când v-ați îndrăgostit de grădinărit mai degrabă? De când mă știu. Orice vrei să ai, trebuie să iubești. Dacă crești un cățel sau o oaie sau un ied sau un iepure, dacă nu-l iubești, nu se face cum trebuie. Și cu astea. Iar lucrul ăsta, i-au mai spus, lucrul ăsta cu pământul, ăsta are un sens cosmic. Faptul că lucrez cu pământul, de aia se lucrează cu mâna. Uite, mâinile mele sunt de țăran, așa. Ia să vedem, să arătăm la cameră aici. De țăran, vezi? Maestrului. De domeniul cosmicului este și căsuța de pe dealul cu biserica din Martinești. Marele actor Dorel Vișan spune că resimte izolarea în pandemie ca pe o deprofesionalizare. Am ajuns la o concluzie foarte tristă. Nu mai am cuidat telefon. Cum așa? Colegii, păi colegii cu care eram în relații de telefon, cum a fost, de exemplu, Mircea Albulescu. Nu mai sunt. Nu mai sunt. Ștefan Iordache. Nu mai sunt. Giurumia. Prietenii, tot așa. Așa am și o poezie. Prietenii puțini pe care i-am avut s-au împuținat considerabil. Eu însumi mă caut tot mai rar. Cu toții ne căutăm tot mai rar. Nu mai știm unde mergem și de unde venim. E trist ce se întâmplă. Și e trist ce se întâmplă cu adevărul, cu dreptatea, cu școala, cu educația. Oamenii se feresc să spună, dar problema asta, complicațiile astea care se fac acum cu acest nenorocit de virus, sunt o urmare a lipsei de educație și de cultură. Pentru omul needucat și pentru omul pătimaș, eu am spus de multe ori, libertatea este un blestem. Un personaj al lui Dostoevski spunea, sufletul omului e prea larg, eu l-aș mai strâmta. Iar Dostoevski a spus, ia-i omului din libertate și va fi mai fericit. Pentru că omul nu înțelege ce e libertatea. Libertatea e legată fundamental de responsabilitate. Nu poate funcționa fără responsabilitate. Uite-te la ei, n-au nici o responsabilitate. Pleacă din spital, își îmbolnăvește familia, prietenii. Natura și teatrul, două lucruri pe care maestrul mărturisește că le iubește până la lacrimi. Cui ați lăsat teatrul, filmul? Nimănui. Asta mă doare. Nimănui. Și mă doare sufletul când văd cum moare teatru. Teatru nu se poate face online. Teatru este artă nemijlocită. Trebuie să vezi actorul cum respiră, cum își schimbă fața, cum